dacă vreau să schimb banda, trebuie să o fac din timp, altfel pățesc ca acela. Sau că ăsta din urma mea, care mergea pe banda a treia. Pentru că prima bandă e ocupată cu mașini parcate. Pistă biciclistică pe splai. Hai să o vedem. Cam așa, da? Arată. Și primul obstacol lângă facultatea de veterinărie. Șantierul ăsta pare de vreo 2 ani aici. Stație de transport public. Un eveniment public în scoarul operei. Interesant ce fel de eveniment public. Deci pista biciclistică e combinată cu banda 1 de transport public, din câte înțeleg eu. Ceea ce pare promițător. Doar că nu-i semnalată corespunzător și mașinile vin pe aici. Deocamdată, probabil cât e șantier. După care o să fim numai noi și autobuzele aici pe splai. În alte locuri noi și cu troleibuze cu bac uscat. De mulți ani, cu ciuperci pe el, nimeni nu-l taie. Și ăștia se supă. Pentru că i-au înconjurat cu asfalt. Nu-i uză nimeni. Interesant cum trebuie să mergi partea stângă acolo și aici în intersecție intri aici dacă vrei să faci stânga. În stație probabil aștepți transportul public să plece. Deci stai la coadă. Aici tot pacienții trebuie să mergem și noi și șoferii, pentru că se intersectează. Intrăm în sectorul 5. Mișto. Ai destul spațiu. Poți să te dezechilibrezi, poți să depășești fără risc să fii doborât de o mașină. În intersecție trebuie să fie atent. Bun. Așa trebuia făcut de mult. Ce au așteptat oare? Campania electorală? Și-au dat seama că noi bicicliști suntem mulți? Unii își permit să meargă și pe contrasens.
celălalt tot de la Glovo și-a permis să intre pe pasarela aceea, dar văd că e permis pe aici, dacă este intersecția asta, înseamnă că se poate încolo. Presupun. Și aici ne obligă să urcăm pe trotuar cu bordura cam înaltă. Cu scuterul de cam zdruncină. Și vopsit chiar azi, ieri. Poho, ce lunecos e. Fuck. Foarte lunecos praful ăsta. Nu știu cu ce praf au dat ei, dar e mortal. Și ca să o iau spre Calea Victoriei, am de ales, ori traversez pe aici ca pietonii, ori mă duc pe intersecția aia. Da. E praf, dar nu e lunecos. Bun. Un fel de sticlă, nu știu ce. Băietașul cu Glovo s-a rătăcit. Avea de livrat la Palatul Justiției. Vedem și fete pe biciclete. Bun, bravo. Dacă ar mai avea și cască, ar fi perfect. Nu porți cască. Până o să spară rău într-o zi. Nici nu-i nevoie, vine cu mașina peste tine. Sau cazi undeva, te lovești într-o bordură. De la înălțimea asta, capul de asfalt sau de bordură, poate fi mortal. Pare mort, dar pare că avem și aici, da, da, da. Verdele știu că este, am mai pățit într-o zi. Dar bravo că mergi cu bicicletă.